Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lilla și vă invit la niște exerciții recapitulative la disciplina matematică. Toate exercițiile sunt concepute pentru clasa a 7-a. De fapt, curiozitatea acestei recapitulări este că la absolut toate exercițiile există aceeași sarcină de lucru. Și anume, sarcina de lucru este determinați numărul real x. Am încercat să aleg exerciții din fiecare unitate de învățare pe care ați studiat-o în clasa 7-a. După cum vedeți, avem unități de învățare cu câte un singur exercițiu, dar avem și unități de învățare de unde avem două exerciții. Nivelul exercițiilor este foarte simplu, poate mediu câteodată, și va fi foarte ușor să vă verificați, pentru că la fiecare exercițiu există un cod QR cu rezultatul corect. Să ne apucăm de treabă! Primul exercițiu se referă la opțiunile elevilor privind vacanța de vară, adică suntem la capitolul Elemente de organizare a datelor. După cum vedeți, pe acest grafic, elevii au fost întrebați unde își petrec o parte din vacanța de vară, la o distanță mai mare de 100 de kilometri, bunici, munte, mare. Aveți aici răspunsurile primite. Determinați numărul real x, unde x este numărul total de elevi care au răspuns la această întrebare. Dacă ați terminat, să nu uitați, vă puteți verifica aici. Să trecem la un alt capitol, relații metrice în triunghiul dreptunghic, și anume vom afla lungimea unui segment. Avem un triunghi dreptunghic ABC, unde cunoaștem lungimile celor două catete, sunt de 9, respectiv 12 cm. Punctul G e centrul de greutate al triunghiului. Segmentul AG este notat cu X cm. Determinați numărul real X. Desigur, și aici vă puteți verifica cu ajutorul codului QR. Alt capitol, mulțimea numerelor reale, niște operații cu numere reale, operații simple, se dă numărul A, să determinați numărul real X știind că X este egal cu A pe 4, totul la puterea A doua. Faceți calculele, aduceți-l pe A sub formă mai simplă, calculăm cât e A pe 4 și putem pe urmă să-l calculăm pe X. Și aici ne putem verifica cu ajutorul codului QR. Următorul exercițiu este tot din capitolul mulțimea numerelor reale, dar de data asta vom determina soluția unei ecuații. Și avem această ecuație, X pătrat egal cu radical din 36 minus radical din 6 la pătrat plus 8 la pătrat plus radical din 9 la pătrat și plus 4. X trebuie să fie un număr real pozitiv. Determinați numărul real X. Și aici există aceeași modalitate de a vă verifica. Un alt exercițiu am trecut la asemănarea triunghiurilor și anume determinarea lungimii unui segment. Pe această figură aveți două triunghiuri asemenea, deci triunghiul verde, triunghiul ABC, este asemenea cu triunghiul portocaliu, cu triunghiul NML. Observați că laturile, anumite lungimile anumitor laturi sunt trecute pe desen. Aflați lungimea laturii MN, rotunjit la zecimi. Deci MN este X, după cum vedeți aici. Dacă ați terminat calculele, și aici vă puteți
verifica cu ajutorul codului. Un alt exercițiu de această dată de la capitolul cerc. Avem două cercuri, le observați aici în figură, și mi se dă că raza discului de culoare albastră este de 2,5 ori mai mare decât raza discului de culoare roșie. Trebuie să aflați raportul area discului albastru supra area discului roșu. Deci trebuie să aflați numărul real X care reprezintă acest raport. Vă puteți iarăși verifica cu ajutorul codului QR. Ecuații și sisteme de ecuații și observați că la ecuații și sisteme de ecuații, de fapt, vom afla area unei suprafețe, area acestei suprafețe, care mi se dă că perimetrul acestei suprafețe este de 210 metri, suprafața are formă dreptunghiulară și lungimea este de 2,5 ori mai lungă decât lățimea. Trebuie să aflăm numărul real X, unde putem observa că X este area suprafeței. Area trebuie să o aflați exprimată în metri pătrați. După ce finalizați calculele, vă puteți verifica. O altă problemă de geometrie de la asemănarea triunghiurilor. Avem un trapez, trapezul IJKL. În acest trapez se trasează cele două diagonale. Intersecția diagonalelor se notează cu M și cunoaștem lungimile câteorva segmente. De exemplu, pe MI, pe MK și diagonala LJ. Trebuie să aflăm lungimea segmentului MJ. Observați că este notat cu X. Vă ajută că suntem la capitolul asemănare. Încercați să căutați triunghiuri asemenea pe figură. Și după ce terminați calculele, vă puteți verifica aici. O altă problemă, de data asta suntem la capitolul 4 latere și trebuie să aflați măsura unui unghi. În paralelogramul ABCD, mi se dă că unghiul ascuțit are X grade și unghiul obtuz are 3X grade. Trebuie să determinăm numărul real X. Vă puteți apuca de treabă. Nu uitați că într-un paralelogram, unghiurile alăturate sunt suplementare. Vă puteți verifica iarăși cu ajutorul codului. Sunt convinsă că ați avut foarte multe rezultate corecte. Să ne vedem la o altă resursă. La revedere!